Salutare, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou clip. Eu sunt Gabriel Licosa și astăzi voi vorbi despre cum se hrănesc păianjenii. Așa că stai cu mine până la sfârșit. Când vine vorba de hrănirea păianjenilor, practic toți păianjenii sunt prădători. Se hrănesc în special cu insecte, dar și cu alți păianjeni. Dar păianjenii foarte mari sunt capabili să se hrănească și cu vertebrate, cum ar fi șopârlele, broaștele sau peștii, dar nu de puține ori păianjenii au prins chiar și păsări, șerpi sau rozătoare. Însă aproape toți păianjenii procedează la fel. Mulți păianjeni își prind prada în plase. Și aici aș da ca exemplu păianjenii din genul Aranea. Alții vânează activ prin ambuscadă și aici aș da exemplu păianjenii din familia Salticidae. Apoi, cu ajutorul chilicerilor, inoculează veninul în pradă. Acest venin are rolul de a paraliza prada, nu neapărat de a o omorâ, deoarece majoritatea păianjenilor nu consumă imediat insectele pe care le-au prins în plase, așa că au nevoie să le păstreze proaspete pentru mai târziu, așa cum fac păianjenii țesători. Pe lângă acțiunea paralitică a veninului, păianjenul în orificiul bucal, ce se deschide anterior de prosomă, prezintă canalele glandelor salivare, iar conținutul acestor glande este inoculat în prada paralizată. Astfel are loc digestia parțială și extrabucală. Organele interne ale prăzii, sub influența enzimelor, încep să se descompună, să se lichefieze. Odată ce prada începe să se lichefieze, păianjenul își folosește fălcile și pedipalpii pentru a-și mastica masa. Așa cum face acest păianjen vânător din specia Micromata virescens. Păianjenul aspiră conținutul lichid al prăzii până rămâne doar cuticula sau exoscheletul insectei. Și așa se hrănesc păianjenii. Cu ajutorul plasei, prin prada sau prin ambuscadă, apoi cu ajutorul chelicerelor inoculează veninul în pradă pe care o paralizează, mai apoi elimină enzimele digestive care lichefiază organele interne ale prăzii și apoi se hrănește. Și acum vă voi lăsa încă un minut să vedeți acest proces natural de hrănire al păianjenului. Și am o rugăminte la tine să-mi scrii în comentarii dacă tu știai cum se hrănesc păianjenii și dacă mai vrei videouri de acest fel. Nu uitați, iubiți natura și noi ne vedem în episodul următor. Pa!